E 7 noiembrie astăzi. Avem o zi cu soare și vizităm Bruj, a cărui denumire vine din cuvântul vechi, Briga, care înseamnă pod. Este un oraș plin de canale și din cauza asta este denumit și Veneția Nordului. Nu știu care e mai frumos, dacă Ghietorn, satul din Olanda sau Bruj. Din Belgia vom vedea. Și ce e foarte interesant aici în Belgia e faptul că în partea de nord se vorbește neerlandeză. Iar în partea de sud franceză. Iar cei din nord nu știu franceză, iar cei din sud nu știu neerlandeză. E ca și cum ai mânca așa o bucată de brânză cu iarbă. După Bruj vom merge spre Bruxelles, unde ne vom vizita și prieteni, și Adelina are o prietenă acolo și eu un prieten. Intrat în muzeul Bruj ca să ne suim pe sus, e un turn în care se vede toată piața asta. Abia așteptăm, hai! So let's make a funny video. Right. Like a psychopath. No. Like the Belgian. No. Okay. So okay. Regis ne va explica cum se face o vită corespunzătoare. In the French way. Right? What's the rest? I don't know. But name it. What you want, that's what it is. Ah, voilà, je perds tout mes moyens. C'est pas rigolo. So we're gonna prepare the gigot with garlic. That is very good. So we have a piece of meat, of the roast beef. We do holes with a sharp knife. We do big holes. We have garlic that we cut quite grossly, and we fill it. Like this, all the holes, I start the other side, and we do the two sides a bit. On the other side, the up and down side. And so I put a plate, a plat in French, and I put some butter. At the end, at the end, of course, because in Brussels, we do the triple T instead of the D. Like at the end, and you pronounce good that, sorry. So after we will also put some butter everywhere. We place that there. It will go into the oven and ready for 20 minutes certainly. After, if we want a better cooked meat, we can slice it and making a beef kind of orlof. And so we put the slice up and down on butter, and it will be marvelous. Let's start doing it. It's always better with a bigger piece, I guess. But so now the oven is pre-warm, and I will put the gigot, the piece of roast beef filled with butter. So safety first. We know when we open the door it will be a lot of mass of air, very hot. So you open it carefully, it's okay.
And with gloves, with this. This is burned in dirt, and this is ready to cut in slice or to put onto the plate. Enjoy your meal with a nice salad. Clădirea aceea mare, cu cupolă verde și așa, este o bazilica Kuckelberg, cea mai mare din Europa. Aha, mulțumim, Nelly. A doua camărime din lume, ai putea să zici Casa Poporului. Catedrala Mântuirii Neamului. Suntem în tren, în drum spre Bruxelles. Aseară am vizitat Bruxelles-ul cu prietenii noștri, iar astăzi mergem să vizităm Parlamentul European. O să intrăm în palat pentru că avem om la securitate și o să vizităm niște chestii, nu cred că o să putem filma. Așa arată pe afară. Aici este crucea Europei, cu o piatră din fiecare țară și aici avem piatra din România. Saxofoane și concerte de saxofon, totul este legat de saxofon.